Conflict izbucnit între doi clienți ai unui local din centrul Sucevei s-a transformat într-o baie de sânge. Un individ necunoscut s-a luat la ceartă cu un tânăr de 23 de ani, pe care apoi l-a înjunghiat în picior. Barmanul și un alt tânăr care au vrut să-i potolească pe cei doi au fost la rândul lor înjunghiați de agresor, care apoi a reușit să fugă înainte de sosirea polițiștilor. Victimele au ajuns la spitalul județean, iar polițiștii îl caută acum pe agresor. Azi noapte, în jurul orei 1, într-un local de pe raza municipiului Suceava, a avut loc un conflict. Trei persoane ajungând la spital cu mai multe leziuni. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, s-a stabilit că inițial conflictul a izbucnit între un tânăr de 23 de ani și o altă persoană necunoscută. Pentru aplanarea conflictului au mai intervenit două persoane, un tânăr de 26 și altul de 29 de ani, iar persoana necunoscută a aplicat celorlalte trei persoane mai multe lovituri de cuțit în zona membrelor inferioare. Cele trei persoane au fost transportate la Spitalul Județean Suceava pentru acordare de îngrijiri medicale. A fost întocmit un cerc de suspecți și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violente.